Filiala Stelaja Crucii Roșii a inițiat un proiect de formare de voluntari care constă într-un curs interactiv de informare și educare a voluntarilor filialei. În cadrul cursului, activitățile au fost structurate pe mai multe module, în cadrul cărora tinerilor participanților au fost oferite informații legate de istoricul Crucii Roșii, voluntariat, leadership, dar și o prezentare a activităților desfășurate de filiala Stelaja Crucii Roșii. În cadrul acestui curs îi vom informa cu privire la istoria Crucii Roșii, la ceea ce înseamnă a fi voluntar și ce presupune voluntariatul, precum și alte noțiuni de bază care sunt necesare în cadrul organizației noastre. Scopul proiectului este de a informa noi voluntari sau pe cei care sunt dornici să înceapă această activitate despre situațiile în care oamenii au nevoie de ajutorul voluntarilor și cum pot acorda acest ajutor. În plus, tinerii participanți la curs au aflat ce înseamnă să fii voluntar. În cadrul activităților pe care filiala Stelaja Crucii Roșii Române le desfășoară, le derulează pe tot parcursul anului, astăzi ne aflăm la această activitate, respectiv proiect, formare de voluntari. Apreciez activitatea și dorința voluntarilor mai vechi, cu experiență din cadrul filialei și dorința acestora de a aduce, de a pregăti și de a forma noi voluntari. Voluntariatul este una din principiile Crucii Roșii și în baza acesteia dorim să avem un număr cât mai mare de voluntari care să participe la toate activitățile pe care filiala noastră le derulează. Proiectul se află deja la a doua ediție, în acest an fiind incluse pe listă și alte activități. Având în vedere că este a doua ediție a proiectului formare de voluntari de Crucea Roșie Stelaj, cred că este un pas important pentru dezvoltarea noastră, pentru dezvoltarea voluntarilor care vor participa la acest curs. Ei vor afla noțiuni elementare despre istoricul Crucii Roșii, fiindcă noi încercăm să învățăm misiunea Crucii Roșii, ce reprezintă Crucea Roșie și totodată că să îi facem conștienți de faptul că Crucea Roșie este o organizație care se bazează pe munca de voluntari.